trebuie să convingem pe toată lumea că Târgu Mureș e altfel decât îl promovează cineva. Păi, capitolul care îl vom scrie sau vom susține capitolul, dau un exemplu, capitolul universități, capitolul resursă sau elite în domeniul, calificările în domeniul respective. Vă întreb eu, credeți că avem vreo suspiciune sau vreo îndoială că acest capitol care vor scrie universitățile noastre nu vor fi de nivel maxim? Un simpozion, numai acum, unul de cardiologie a durat 4 zile la Târgu Mureș. Farmaciștii s-au simțit bine o săptămână la Târgu Mureș. Deci, sigur, e greu să faci, dar în momentul în care aceste capitole vor fi scrise de universitari, vor fi scrise de mediul de afaceri, va fi mediul de mediu cultural, părerea mea că vom avea un dosar bogat. Sigur că rămâne ca proiectul nostru, dacă nu putem să-l satisfacem la Târgu Mureș doar decât 2-3 zile, ceea ce și eu mă strădui să-l ținem o săptămână, dar va reuși Sovata să-i asigure sau Sighișoara. Pentru că nu întâmplător s-au gândit toate proiecțiile de căi, scoaterea Târgu Mureș din izolare. Este proiectul care vine să lege orașul rapid de zonele învecinate. Nu pe proiecte guvernamentale, pe proiectele locale, pe poruri. Și atunci, Sovata vine ca o mănușă în completare. Sighișoara la fel. Deci, în sensul ăsta. Doamna Munteanță, dacă îmi permite domnul primar să-l completez și eu cu două vorbe. Nu știu cine nu se simte bine la Târgu Mureș sau în județul Mureș. Că nu vor să vină. Uite, îmi vine în minte o chestiune foarte seacă, foarte seacă, dar adevărată, și anume că județul Mureș este numărul 4 sau destinația turistică numărul 4 din România, depășind Brașovul și Sibiu. Deci, cantitativ, calitativ. Prințul moștenitor a celei de-a doua puteri mondiale, respectiv prințul Charles, vine în fiecare an în județul Mureș. Walcarpathia, unul dintre cele mai apreciate documentare în plan internațional, filmat mai bine de jumătate în județul Mureș. Evident, am putea continua cu exemplificările, dar nu cred că are rost. Deci, de regulă. Și atunci când cineva îți spune ceva cu bună voință sau cu mai puțină bună voință, te uiți cine spune. Ce veți face pentru promovarea multiculturalismului adevărat, ca să nu apară cercul de acest gen cu tăblițe care nu și-a rog într-un oraș european de exemplu? Și nu declarativ. De atâta vă pot garanta că problema plăcuțelor nu va fi un subiect care să intereseze pe cineva din acest proiect. Capitala Europeană. Deci, într-un oraș european, nu ne certăm deloc. Și în momentul în care, cum v-am spus eu, că vom vedea cât e de lucru și cum va trebui să spui în valoare la ceea ce ții, la ceea ce moștenești sau ceea ce vrei să proiectezi, o să vă dați seama cât de insignifiante sunt aceste jocuri sau dispute politice pe așa zis tăblițe. Pentru că în momentul în care cred că oamenii de cultură, maghiari, când vor dori să-și pună în valoare la ceea ce țin, la ceea ce au o zestre de a promova în viitor sau românii la fel, atunci vă garantez că limbajul cultural va reuși să bată orice fel de imixtiuni sau de frâne. Eu cred că foarte mult are de arătat, cele două enii au foarte mult de arătat, iar Vaidacuta, ceea ce vă spuneam, este exact un proiect care se întinde pe o durată probabil de 10 ani sau de 7 ani. Dacă vă uitați la proiectul Capitală Europeană, poate constitui cireașa de pe tort pe care târgumureșenii vor să o ofere întregii patrimoniului cultural românesc. Și am pornit de la ideea că este lăudabil ce face prințul Charles, este mai mult decât un ambasador de cel mai mare valoare pentru Transilvania și pentru România, dar care-i rolul și rostul nostru? Ei, uite, rolul și rostul nostru este să creăm acest areal care să-l punem la dispoziție întregii culturi românești
ca în Transilvania să existe o tabără de creație permanentă, locuibilă. Deci nu o facem ca să se desfășoare simpozioane, nu, locuibilă. Deci dorim ca acel sat integral să fie, printr-un proiect european, atrase încă o dată Ministerul Culturii și Academia și toate instituțiile culturale ale țării și internaționale pentru a se desfășura în arealul pur transilvan. Ăsta este acolo, la el acasă. Deci eu cred că proiectul cum l-am gândit, modalitățile și amploarea diverselor și a fiecare bucățică gândită, am gândit efectiv să avem succes și să dăm o notă de consistență și de viitor. Nu l-am făcut acum, am închis ușile și ne resemnăm. Nu! Târgu Mureșul va avea obligația, prin instituțiile sale culturale, să ducă înainte acest lucru pentru care muncim astăzi. E la noi obligația administrativă și de mândrie locală pe care vrem să o transferăm întregii societăți din Târgu Mureș și din jur. Pentru că Mureșul la ora actuală este o atracție pentru Sighișoara, pentru Sovata, pentru Reghin, pentru toată lumea. Dar vrem mai mult de atât Târgu Mureșul să fie o atracție pentru tot ceea ce înseamnă spiritul transilvan, pentru că putem să-l oferim. Ia gândiți-vă că am avut două sinagoge în Târgu Mureș. Ia gândiți-vă că nimeni n-a scos în evidență partea culturală, moștenirea lăsată și de acolo. Faptul că avem cel mai mare număr de țigani din România. Păi nu te poți ascunde după deget. Ăsta a fost spiritul transilvan pe care vrem să-l scoatem la iveală cu bune, cu cele mai bune, dar mai ales cu partea de viitor. Deci e o provocare care, vă spun, e una dintre cele mai mari provocări pentru mine. Păcat că îmi vine acum, mai spre sfârșit de mandat, dar e o provocare pe care vreau să o lăsăm foarte pregnant în atenția tuturor. Și vreau să adaug un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Cred că se va rezolva și problema cu tăblițele dacă vom căuta să discutăm și să avem în vedere subiectele care ne unesc astăzi. Poate și subiectul tăblițelor va fi un subiect care ne va uni. Poate mâine sau poi mâine. Eu cred că poate mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte la aniversarea celor 100 de ani a Palatului Culturii cu ce am pornit și ce am căutat ca punct care ne unește. Ceea ce faci într-un mandat sau ceea ce faci este o obligație, e un mandat pe care ți-l duci. Eu nu vă fac altceva decât, uitați-vă în toate expunerile care le-am făcut cu cea mai mare seriozitate. Deci aici nu-s vorbe aruncate. Uitați-vă că la fiecare capitol, când am spus capitală Mureșul de 200.000 de locuitori să fim al cincelea oraș din România, nu a fost întâmplător. Când am spus că vrem să devenim cel mai tare centru sportiv regional cu veleități ulterioare de centru olimpic, nu întâmplător. Pe baza resurselor care le ai. Deci ceea ce faci este obligatoriu de a duce înainte, pentru că nu pot să zic, având un mandat atât de larg, având o unanimitate în Consiliul Local când s-a votat acest lucru, când se adaugă și Consiliul Județean în toată treaba asta, n-ai cum, și Sighișoara, nu ai cum să nu tragi la căruța asta, pentru că nu e o căruță care trebuie împinsă legat de mandat. E o căruță care o faci pentru oraș. Eu vreau să trăiesc în orașul ăsta și vreau copiii mei și nepoții mei, să dea Dumnezeu să ia, să fie mândri de Târgu Mureș. V-am spus-o la vremea respectivă că a fost o obligație care am vrut să o întorc eu orașului pentru ce mi-a generat mie orașul, facultatea. De aceea sunt supărat când se ceartă mediocritățile. Nu, trei valorile se iasă în față. Și atunci Târgu Mureșul e salvat. Asta vrem să facem noi astăzi. Deci eu sunt convins că nu sunt lucruri, dacă vin fondurile europene, banii ăștia mari regional care vin, nu mai vin niciodată. Dacă acum nu faci cele mai mari proiecte să le agheți, pentru că toată lumea ce dumne să trece 3, 4, 5 ani, în istoria unui oraș, munca noastră este minoră, dar efectul este uriaș, pentru că poți crea posibilitatea ca despre Târgu Mureș să vorbești și pentru peste 300 de ani. Dacă Târgu Mureșul se separă și își distruge partea lui cea mai valoroasă, interferențele culturale care să te propulseze în față se sufocă. Adevărații dușmani ai Târgu Mureșului sunt cei care vor să despartă lucrurile astea.
pentru că e prea mare interesul și concurența și dorința de a sta în viitor, încât să te bălăcărești în lucruri mărunte, cotidiene, de care n-au niciun rost. Am luptat pentru aeroport, s-a luptat pentru zona industrială, s-a luptat pentru centuri, pentru aducerea autostrăzii. Toate sunt făcute, proiectul orașului, scoaterea Mureșului din izolare, numai de proiectul ăla să vorbesc. Au scopul de a te promova în viitor, încât pentru județele învecinate să constituie o atracție. Școlile de arte și meserii, scrie aici, nu sunt întâmplător lansate, pentru ca Târgu Mureșul să ofere arealul de învățământ pentru întreaga regiune, nu numai pentru Târgu Mureș. Deci, iată lucruri care le faci cu caracter durabil. Ori de asta vă spun că ne vine ca o mănușă, pentru că sunt lucruri votate, sunt lucruri deja cunoscute în mare parte din Târgu Mureșeni. Și atunci, în momentul în care se analizează, vreau să fim analizați, numai atât, cum ceream când mergeam la examen, să-mi dea nota care o merit. Pentru că consistența acestor proiecte nu pot fi, nu pot trece cu vederea. Sigur, dacă adăugăm și un pic de lobby, ceea ce bănuiesc că avem, folosind orașele înfrățite, eu zic că românii și maghiarii, când se unesc, devin mult mai puternici decât dacă sunt singuri. Iar din punct de vedere cultural, părerea mea, ceea ce spun de ani de zile, suntem mult mai puternici împreună decât divizați. Da, și dacă ar fi să glumim pe seama întrebării dumneavoastră că acesta ar fi un proiect al persoanelor, chiar nu e un proiect al persoanelor, e proiectul orașului, în primul rând, și dacă în privința mea există poate vreun dubiu că nu voi mai fi președinte al Consiliului Consilierilor, eu nu cred că există dubii în ceea ce privește pe domnul primar. Eu n-am spus de dubii. Auziți, dacă luăm și... Vă dau și un argument istoric. Ce s-a semnat la Târgu Mureș și l-a făcut celebru în perioada respectivă, semnarea înțelegerilor cultelor, mai are rost să mai spun că biblioteca avem și noi, dar mai avem și tradiție mare în domeniul ăsta. Și Târgu Mureș a avut deschidere și vocație încă de atunci. Deci vom specula și nu speculăm, vom pune în valoare tot ce avem, ceea ce eu consider că e valoros. Da, domnul primar mi-aduce aminte acum de bibliotecă, că a spus... De teleghinui, nu? Ați făcut o întrebare foarte lungă și am uitat să vă spun. Ori fi având cei din Iași într-un top al unui site o bibliotecă frumoasă, unde a fost clasificată pe locul 1, lucru care putem să-l facem și noi, costă cam 3.000 de euro. Pot însă să vă spun că Iași nu poate cumpăra cu 3.000 de euro biblioteca Telechi. Nu, concurența naște cunoaștere și mă bucur că avem ocazia să fii mult mai cunoscut. Că probabil că mulți știu că la Târgu Mureș numai să-ți bat românii cu ungurii. O să vedeți că spre surprindere e altceva. Poate după 30 de ani reușim să facem altceva pentru toți oamenii aceia despre care vorbiți și despre care, nu știu, vorbim în viitor. 2021. 2021. Domnule președinte, ne-a... Cine? Tot un ungur a făcut. Da. Ce ungur? Un ungur. Era ungur? Dacă dumneavoastră spuneți... Gheorghe, o să spun ceva în particular, dar după. Când o să vedeți spiritul transilvan, când te uiți în oglindă și nu știi ce ești, e cea mai mare bucurie care îți poate crea succes în viitor. Și le recomand multora care încă gândesc sub amprenta asta să se gândească și la aspectul ăsta. Puneam întrebarea după ce am semnat cu primăria din Viena înfrățirea. Și îmi spunea un autentic cetățean născut în generații de-a rândul în Viena și îmi spunea, zice, de aia suntem altceva decât austrieci, pentru că avem sângele amestecat și nu știm ce suntem și ce suntem la origini. Da. Era un element de mândrie pentru ei. Dar știm de ce suntem în stare să facem. Dar vă spun că dacă ne-am căutat și noi pe undeva, vă garantez că spiritul transilvan a ieșit la iveală și n-ar mai fi atâta încrâncenări pe tema asta. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru... Eu vă mulțumesc, domnul primar. Pornirea împreună la acest proiect. O să, permisiunea dumneavoastră, o să anunțăm că în scurt timp o să prezentăm toate grupurile care vor fi antrenate în acest demers. Deci grupurile profesionale, universitare, guvernamentale, tot, non-guvernamentale. Tot adevărații prieteni care se pot adăuga. Eu vă asigur că în Consiliul Local nu cred, domnul Peti, nu cred că avem problemă în a aproba
această nouă formulă de asociere a întregilor comunități pentru... Îi salută și pe primarul de la Sovata, da, și de la Sighișoara. Bună ziua, domnilor primari. Celor doi primari de la Sighișoara, respectiv de la Sovata, cu acest patrimoniu balnear pe care îl avem și alături de Chișinău, alături de Cernăuți, probabil, vom avea niște stâlpi, niște ancore foarte bine fixate în această asociere pe care încercăm să o dezvoltăm ca orașe asociate la Capitala Europeană a Culturii 2021. Dacă n-aveți întrebări pentru domnii primari, vă mulțumesc și de astăzi începe munca în mod public. Până acum a fost o muncă, ce nu s-a dus la nivel public, a fost într-un domeniu, să zicem, sau într-o parte nepublică, care a început acum 3 ani de zile.